ziua! Invitată la Puterea Știrilor este doamna Ramona Ioana Brunsils, candidată la alegerile prezidențiale din partea Partidului Puterii Umaniste. Bună ziua, doamna Ramona, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, bine v-am găsit, mă bucur să mă aflu aici, să pot să, iată, să intru în legătură și cu fanii dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație. În primul rând, haideți să le spunem celor care se uită la noi și ne urmăresc. Cine este Ramona Ioana Brunsils? Da, întotdeauna asta mi se pare cea mai grea întrebare, pentru că nu este întotdeauna ușor să vorbești foarte pe scurt despre tine și, în primul rând, nu e ușor să vorbești despre tine. E mult mai ușor să vorbești despre proiecte, despre idei și așa mai departe. Dar, cum îmi place mie să mă descriu pe scurt, Ramona Ioana Brunsils este mamă, soție, româncă. Sunt născută în Cluj și chiar vreau să subliniez acest lucru, pentru că din cauza numelui de familie puțin mai complicat, nume de care este vinovat soțul meu, foarte multă lume, întotdeauna el este vinovat de tot ceea ce nu merge bine, deci foarte multă lume mă întreabă: sunteți româncă sau ce vreți, nu, nici măcar nu ați fost în România. Ei bine, sunt româncă, născută în Cluj, din părinți români, din bunici țărani în Sălaj și Bistrița. Deci, din punctul acesta de vedere, nu ar trebui să existe rețineri și frici. Apoi, da, sunt căsătorită cu un cetățean, englez, de aici vine și numele. Sunt mamă a două fetițe de 7 și de 9 ani, la rândul lor și cetățenii români. Și, ce să zic, sunt un om care a ajuns, iată, la aproape 40 de ani, că mai am câteva luni până împlinesc această vârstă rotundă, care simte că a realizat multe și a ajuns la un anumit nivel de împlinire profesională și împlinire generală. Și când oamenii ajung la în acest moment al vieții lor, cred că atunci încep să se întrebe cu adevărat ce pot ei să facă și să dea înapoi comunității. Și pentru că pe mine viața m-a purtat și prin Africa de Sud și America, totuși am considerat că cel mai potrivit este să revin acasă și să dau înapoi comunității în sânul căreia eu m-am născut și căreia îi aparțin. În ciuda celor 5-6 ani pe care i-am petrecut în străinătate, eu vibrez pentru România și iubesc România și sunt româncă. Deci, iată, veniți și cu altă viziune. Da, și cred că asta ajută foarte mult, pentru că și dacă vrei și dacă nu vrei, intrând în contact cu un alt mod de a face lucrurile, cu o altă organizare, cu o altă viziune, bineînțeles că implicit îți și lărgești orizonturile. Și atunci, bineînțeles că îți este și mult mai ușor să identifici problemele majore care există aici și eventual chiar să găsești și soluții. În cazul meu asta se întâmplă, s-a întâmplat în toți anii de când m-am întors, pentru că m-am întors în 2015, adică deja m-am reobișnuit cu pâinea și cu sarea din România și în consecință, tocmai de aceea cred eu că este foarte bine să ne încurajăm românii care au plecat și care au o experiență în străinătate să revină acasă. Și asta nu pentru că ne-ar fi superiori celor care suntem aici. Nu există. Suntem cu toții români, experiențele ne diferențiază. Însă, cred că dacă ai ajuns în contact și cu alte informații și cu un alt mod de a face lucrurile, atunci, categoric, poți să imprimi ceea ce ai învățat și ceea ce ai văzut ca normalitate și aici. Pentru că schimbarea unei țări nu poate fi făcută într-un ritm alert și rapid, așa cum așteaptă oamenii noștri, doar de sus în jos, respectiv doar prin politicile publice, ci ideal este să fie susținută și de o mișcare inversă, respectiv schimbare la firul ierbii, schimbare generată de fiecare dintre noi. Ori românii noștri care sunt plecați și care se întorc în comunele din care au plecat și candidează acolo pentru o poziție de consilier local, pentru o poziție de primar, cum au fost unii dintre ei, reușesc să sfințească locul. Și cred că asta este, până la urmă, ceea ce va genera cu adevărat schimbarea României în bine. Sunteți candidat la prezidențiale, da, așa cum vă prezentam și la început. Cum vă pregătiți campania electorală pentru acest moment? În primul rând, am intrat în această campanie cu sufletul pe tavă.
și cu multă sinceritate, cu multă sinceritate, pentru că asta este ceea ce ne lipsește în acest moment. Oamenii și-au pierdut întru totul încrederea, încrederea nu numai în politicieni și în instituțiile statului, dar din păcate și cel mai grav este că și-au pierdut încrederea în ei înșiși. Și atunci, dacă ne pasă cu adevărat de România, cred că trebuie să venim în fața oamenilor cu ușile deschise, cu multă transparență și sinceritate, pentru că oamenii simt acest lucru. Și atunci, ce mi-am dorit să fac prin campania mea a fost întâi și întâi să merg printre oameni. Și mi-am început campania cu un tur de ascultare, așa l-am numit, și iată că până acum am ajuns în aproximativ 20 de orașe din România, în care întâlnesc oameni pe stradă, în piețe, în săli de conferință, depinde unde, ce se întâmplă și cum anume reușim să organizăm. Și cred că este foarte, foarte important să vorbești cu oamenii, să-i înțelegi în mod direct, pentru că da, este ușor să intri pe Google și să vezi care sunt problemele românilor, problemele de bază, și le știm cu toții, nemulțumirile și așa mai departe. Însă, dacă tu vrei să fii un președinte al oamenilor și pentru oameni și un președinte care iubește contactul cu oamenii și care iubește oamenii, cred că în primul rând faptul că mergi prin țară este un test în acest sens și pentru tine, în primul rând, da, oare chiar sunt potrivită pentru asta? Oare îmi place să intru în legătură cu oamenii? Cum mă simt când oamenii îmi reproșează ceva? Cum mă simt când ei, săracii, încep să-și deschidă sufletul și își spun problemele? Pot să duc asta? Este foarte important acest lucru, pentru că trebuie să știi ce vrei și dacă vrei cu adevărat și ești potrivit, atunci vei și da rezultate. Și doi, este important ca tu, prin propriile tale simțuri, să percepi care sunt adevăratele îngrijorări ale oamenilor. Pentru că, de exemplu, i-am înnebunit pe toți în ultimii ani cu lupta anticorupție, care este foarte importantă. Însă, s-a vorbit atât de mult despre anticorupție, încât nu s-a mai vorbit despre lucrurile care contează pentru oameni cu adevărat. Și pentru oameni, iată, contează siguranța lor și a copiilor, contează oportunitățile copiilor, educația, sănătatea, etc., etc. Poate că contează mai mult decât aia. Aia trebuie să se întâmple și justiția trebuie să-și facă datoria și trebuie să o facă cu dreptate. Într-o țară normală. Iar noi, fiecare, trebuie să ne vedem de celelalte lucruri, iar președintele trebuie să știe ce anume îi preocupă pe români ca să poată acționa în consecință. Dar care este electoratul pe care vă bazați? În primul rând, bineînțeles că mă bazez pe toți cei care nu se regăsesc în profilul celorlalți candidați, care nu se regăsesc în profilul partidelor care îi reprezintă pe ceilalți candidați. Bineînțeles că mă bazez pe cei care sunt dezamăgiți de ceea ce s-a întâmplat în România în ultimii 30 de ani, pe cei care își doresc schimbarea României, pe tineri, pentru că pot spune încă că sunt tânără și am doi copii și înțeleg clar cu ce se confruntă familia românească, cu ce se confruntă copiii în școli, cu ce se confruntă părinților, care sunt grijile mamelor din România. Și atunci, bineînțeles că mă bazez și pe femei implicit, pentru că eu am foarte mare încredere în femei, în potențialul femeii. Femeia schimbă lucrurile. Am mare încredere și în bărbați. Bineînțeles, și fără ei nu putem să ducem și să conducem o societate și să ne ducem familia mai departe. Însă, dacă e să ne uităm în familia fiecăruia dintre noi, în micro-universul nostru, cine până la urmă rezolvă aproape toate lucrurile? Cine este omul cu adevărat, nucleul familiei? Cine acordă și dragoste, și grijă, și înțelegere? Cine mediază conflictele? Cine îi și pune la punct și disciplinează pe cei din jur? Cine ține dialogul cu părinți, socri, prieteni, etc.? Femeia, în general, în majoritatea cazurilor. Și atunci mă bazez foarte mult și chiar fac apel la femei, pentru că femeile cred că trebuie să aibă o voce mai tare și mai puternică în societatea românească și trebuie să se implice mult mai mult decât o fac acum.
Nu credeți că lipsa notorietății este un handicap destul de mare pentru dumneavoastră? Mai sunt doar câteva luni și, cum spunea și dumneavoastră, lumea încă nu vă cunoaște. Da, bineînțeles că uitându-ne în orizontul apropiat, respectiv la faptul că alegerile se întâmplă în noiembrie, în 10 noiembrie și în 24, timpul este scurt. Mai sunt doar 3 luni, mai puțin de 3 luni. Pe zi ce trece, simt că se comprimă tot mai tare și bineînțeles că din acest punct de vedere sunt categoric dezavantajată față de oricare dintre ceilalți contracandidați cunoscuți. Dar, totodată, în perioada următoare, bineînțeles că voi fi cât mai prezentă prin canalele mass media, în casele oamenilor și sper din suflet ca și mesajul meu să penetreze și să ajungă la sufletele lor în primul rând, pentru că eu mă bazez pe sufletele și pe instinctul omului. Și asta pentru că eu, la rândul meu, vreau să fac lucruri pe care să le simtă omul, omul de rând din România, omul care se uită și așteaptă ca cei care sunt acolo sus și conduc destinele țării să facă ceva pentru el, să se simtă mai sprijinit. Dar, revenind la notorietate, până la urmă, știți, depinde și ce fel de notorietate ai. Eu sunt un om nou, am venit acum și oamenii mă cunosc. Și din punctul ăsta de vedere sunt și interesantă pentru mulți dintre ei. Totodată sunt un om care nu a avut contracte cu statul, nu poate fi acuzat de corupție, nu poate fi acuzat de cine știe ce șmecherii și alte cele. În consecință, cred că decât să am o notorietate proastă, respectiv să fiu acuzată de cine știe ce lucruri, e mai bine așa, e un început fresh și sper să, încă o dată, să am ocazia ca mesajul meu să ajungă la cât mai mulți dintre oameni. Știu că ați lucrat la Repatriot. Da. Cum comentați studiul dat publicității ieri de către Repatriot, potrivit căruia ponderea românilor din diaspora care vor să se întoarcă în țară a scăzut cu 10% chiar față de anul 2017. La fel ca și cazul Caracal, la fel ca și cazul Săponca și toate celelalte nenorociri care ni se întâmplă, ăsta este încă un semn și încă o dovadă a eșecului statului român. Respectiv, dacă cetățenii tăi, de la an la an, nu-și doresc să revină acasă sau numărul celor care își doresc să revină scade, asta este, cred, o mare tristețe și o mare problemă pentru România, pentru că dacă e să ne uităm la statistici și la trendul demografic și dacă e să ne uităm la ce se va întâmpla cu România în 2050, avem o mare problemă. Și dacă nu ne trezim la realitate și să ne readucem oamenii și să-i oprim frumos, nu cu forța, și nu să-i legăm de glie forțat, că nu poți să faci asta acum, dar prin a le crea oportunități și prin a acorda șanse oamenilor aici și prin a le acorda o viață mai bună și liniște, pentru că foarte mulți pleacă că sunt efectiv scârbiți de ceea ce se întâmplă zi de zi în țara noastră. Și atunci este un mare eșec. Eu cred categoric că în sufletele lor, românii care trăiesc în exterior își doresc într-o proporție mult mai mare decât cea dată de studiu să revină și cred cu tărie că dacă noi reușim să aducem schimbarea și dacă noi reușim să promovăm niște oameni capabili să redea încrederea oamenilor și să-i remotiveze și să le redea speranța în România, românii își iubesc țara. Ei vor să vină. Mie pe stradă, m-am întâlnit și în Timișoara cu foarte mulți oameni din diaspora care mi-au zis: Doamnă, mă doare că vin acasă ca un turist, că vin în România sau că merg în altă parte, parcă e același lucru și nu e normal, că eu îmi iubesc țara și vreau să fiu între românii mei. Dar ce să fac când îi văd pe ăștia la televizor ce fac și cum ies și cum își bat joc de noi și de părinții mei și așa mai departe? La ce să mă întorc? Când din momentul în care intru în țară, mă ia unul și altul că îi trebuie bani ca să-mi rezolve aia, ca să-mi pun o ștampilă pe un proiect îmi cere 10% și alte lucruri care mie nu mi se întâmplă în Germania. Nu mai vorbim de lipsa infrastructurii și exact, a sistemului exact, de sănătate asta, care este... Și cu astea săracii oameni se obișnuiesc și sunt capabili să le tolereze, dar
hai să nu înnebunim. Apropo de ce spuneam mai devreme, că i-am înnebunit pe toți cu anticorupția și cu corupția mare, dar de corupția aia mică a funcționarului la care te duci și te izbești, de ciocolata aia, de bănuțul ăla, de doctorul la care trebuie să... Astea îi supără cu adevărat pe oameni. Statul la coadă ca să-și plătească impozitele, statul la coadă ca să intre la doctor. Astea sunt chestiile care trebuie redresate și în același timp, încă o dată, ca să nu fiu interpretată greșit, susțin lupta anticorupție. Noi trebuie să avem o societate sănătoasă. Ăsta este un cancer care, și o caracatiță care trebuie clar eradicate. Însă, hai să ne uităm la nevoile oamenilor. Deci, așa se justifică rezultatele sondajului dat publicității ieri. Trebuie să venim în fața oamenilor cu măsuri clare. Altfel, da, altfel vor sta acolo și cu cât stau mai mult, cu atâta șansa noastră de a-i readuce se reduce. Pentru că copiilor cresc, nu mai știu limba română, o mare dramă pentru identitatea noastră națională la care ar trebui să ținem cu adevărat și asta se întâmplă. Și că tot stingem lumina la un moment dat. Cine e ultimul care stinge lumina, știți? Și că tot ați spus de măsuri, care sunt primele 3 măsuri pe care le-ați lua în calitate de președinte al României? În primul și în primul rând, bineînțeles că măsurile adevărate nu pot fi luate de pe o zi pe alta. Însă, în primul rând, aș dori să redau încrederea oamenilor și să le arăt că noi trebuie să ne dăm mâna. Și atunci, aș deschide Palatul Cotroceni oamenilor. Și asta ce înseamnă? Palatul Cotroceni este al nostru, este al tuturor și oamenii trebuie să simtă că au ocazia, de exemplu, o dată pe săptămână pot să vină în Palatul Cotroceni, putem organiza porțile deschise în Cotroceni în fiecare săptămână. Asta îi ajută pe oameni să se reapropie de instituția prezidențială. Pentru că așa e firesc și trebuie. Ei trebuie să se regăsească acolo. Palatul lor nu e al președintelui. Apoi, mai serios, aș invita de îndată alături de mine, în primul și în primul rând, exponenții Academiei Române, iar lângă ei i-aș invita pe toți liderii politici actuali și pe toți reprezentanții marilor actori sociali din România. Și i-aș încuraja pe toți, vorbind și adresându-mă pe limba fiecăruia dintre ei, în calitatea mea de președinte imparțial și mediator, i-aș încuraja să decidem asupra principalelor priorități ale României. Vreau să stabilim 3, 5, câte om vrea și câte considerăm că trebuie, la momentul acela, priorități strategice, pot fi infrastructura, educația, sănătatea, ceea ce doare pe român cel mai tare. Dar pe aceste priorități vreau să ne dăm mâna. Și nu contează că ești PSD-ist, userist, penelist, udemerist, umanist, ce-i fi. Nu contează. Ne dăm mâna pe astea și le sprijinim. Respectiv, conflictul politic și discursurile și confruntările politice nu au ce să se regăsească și să se lege de aceste priorități la nivel național. De acest contract social sau cum l-om numi. Ideea este, discursuri politice putem avea pe 11.000 de lucruri, dar pe astea care țin de dezvoltarea țării noastre și de rămânerea în ființă a țării noastre, pentru că dacă nu le facem, dispărem peste câțiva ani. Și atunci, asta voi face cu siguranță, voi încerca să adun alături de mine pe toți exponenți. Știu că pare idealist, știu că oamenii spun așa ceva nu se poate, că ei sunt corupți, că ei sunt așa, 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 tu nu poți. Că nu ești susținută de un partid politic, asta îmi spun oamenii. Apropo, faptul că nu sunt susținută de un partid puternic este un avantaj. Voi fi președintele imparțial care are în fața oamenilor recunoașterea imparțialității din acest punct de vedere. 2. Oamenii spun, ești femeie. Tu vei reuși ca femeie să faci asta? Da, voi reuși ca femeie să facă asta pentru că sunt un mediator bun. Știu clar cum să mă adresez fiecăruia dintre ei și știu și cum să dau cu pumnul în masă dacă este nevoie. Și știu și cum să fiu fermă pentru că mă interesează rezultatele și chiar vreau cât de repede oamenii să vadă rezultate. Iar apoi, bineînțeles că ceea ce îmi doresc să fac este să lupt cu adevărat împotriva abuzurilor.
Și asta ce înseamnă? Eu în acest turneu pe care îl am în acest moment prin țară, aud și aflu foarte multe lucruri. De unele dintre ele mă voi lega în campanie, de altele nu, pentru că trebuie verificate foarte bine, în așa fel încât să nu ieșim cu informații care pot să nu fie reale. Însă toate aceste abuzuri care mi-ajung la cunoștință în aceste momente, le voi urmări de îndată și mă voi duce la locul unde aceste lucruri se întâmplă și mă voi asigura că se iau măsuri. Numai așa putem să redăm încrederea oamenilor. Iar dacă eu îmi doresc ceva prin campania mea și prin mandatul meu de președinte, îmi doresc să redau încrederea și speranța românilor că se poate și altfel, că putem avea România pe care ne-o dorim. Pe final, aș vrea să discutăm și despre unul dintre evenimentele ce se desfășoară zilele acestea. Vizita președintelui Klaus Iohannis, actualului președinte Klaus Iohannis în America. În primul rând, ce înseamnă această vizită pentru România, din punctul dumneavoastră de vedere? Pentru România, bineînțeles că orice vizită la nivel înalt, la partenerul nostru strategic principal, respectiv Statele Unite ale Americii, este un lucru foarte bun. Adică nu pot decât să salut întâlnirea celor doi, este foarte bine, atrage vizibilitate pentru România. Să sperăm că atrage vizibilitate în sens pozitiv și că domnul președinte Iohannis reușește să ne reprezinte la cel mai înalt nivel, astfel încât, bineînțeles, imaginea noastră să beneficieze în urma acestei vizite. Totodată sper că în urma acestei vizite să obținem și noi mai multe lucruri, respectiv, da, încă o dată, armata României și tot ce înseamnă colaborarea pe plan militar sunt extrem de importante. Relația noastră cu partenerul strategic și parteneriatul nostru strategic este extrem de important. Apoi, tot ce înseamnă vizibilitatea noastră și tot ceea ce noi putem negocia în cadrul acestui parteneriat, normal că ar trebui să fie deziderate pentru noi. Însă, ceea ce vreau să realizăm cu toții și cred că și domnul președinte și sper că și domnul președinte Iohannis realizează, este că România first. Așa cum Donald Trump spune America first, noi trebuie să spunem România first. Respectiv, trebuie să ne urmărim interesele. Ne sprijină partenerul nostru strategic să intrăm în OECD? Ne sprijină partenerul strategic prin eliminarea vizelor? Ne sprijină partenerul nostru strategic prin încurajarea investitorilor mari americani să vină încoace și să creeze noi locuri de muncă și să dinamizeze mediul de afaceri și să reprezinte la rândul lor poluri de atracție pentru alți investitori din lumea largă? Ei, toate aceste lucruri trebuie clar urmărite de noi și trebuie cerute. Și trebuie cerute pentru că pe măsură ce le ceri, de la ei ești și mai respectat de către ei. Pentru că dacă doar te duci și oferi, fără să ceri în schimb pentru țara ta, da, bineînțeles că oricărui negociator îi convine un astfel de partener, dar pe de altă parte, în sinea lui, nu te respectă. Și România trebuie să-și recâștige respectul și din acest punct de vedere. Respectiv, negocierile în care noi suntem implicați trebuie să fie serioase, în care da, noi suntem conștienți de interesele lor, dar ne urmărim interesele noastre și stăm în fața lor drepți cu fruntea ridicată. Dar cum vi s-a părut dialogul dintre cei doi președinți? Dialogul mi s-a părut firesc. Am văzut, au fost și câteva glumițe. Da, mi s-a părut firesc. Au fost aceste glumițe care normal că denotă o apropiere și denotă până la urmă, pot denota un sprijin și o încercare de a crește simpatia candidatul lui Iohannis, poate fi interpretată discuția și dialogul dintre ei și în acest fel, însă pe de altă parte mi s-a părut normal, firesc, n-aș zice, eu dacă e să-mi urmez intuiția și modul în care eu îi cunosc pe partenerii noștri americani bine, ei întotdeauna vor avea o atitudine neutră. Iar pentru mine, ceea ce s-a întâmplat acolo zilele acestea nu a reprezentat nimic mai mult decât neutralitatea
pe care ei o afișează întotdeauna, respectiv dacă unii dintre noi au impresia că în acest moment partenerul strategic îl sprijină neapărat pe domnul președinte Iohannis pentru a accede la al doilea mandat, eu nu aș fi chiar atât de sigură. Adică cred că jocurile adevărate se vor face prin luna octombrie, când se va ști clar poziționarea tuturor candidaților. Dar ce șanse sunt ca după această întâlnire Statele Unite să ridice vizele pentru români? A fost chiar una din temele discutate de către cei doi. M-aș bucura din suflet ca acest lucru să se întâmple. Există șanse și ar trebui, dacă partenerul nostru strategic ne onorează, încă o dată, nu pe domnul președinte Iohannis, ci pe noi, pe poporul român, pe armata română, care este unul dintre partenerii lor cei mai de încredere, adică pe noi ei se bazează, noi le acordăm respectul potrivit, noi facem sacrificii pentru ca să confirmăm mereu și mereu parteneriatul nostru strategic. Noi le-am acordat lor toate instrumentele pentru ca ei, într-adevăr, să fie reprezentați prin intermediul parteneriatului strategic în această zonă. Și atunci, poporul român merită acest lucru și ar trebui să îi se ofere acest lucru. Nu știu dacă se va întâmpla, pentru că, dacă se întâmplă, această măsură poate fi interpretată ca o intervenție în campania electorală. Și atunci, nu știu dacă administrația americană își dorește acest lucru în acest moment. Dar eu îmi doresc pentru poporul român ca acest lucru să se întâmple. Dar credeți că se va schimba ceva în relația dintre România și America după această vizită? Dacă nu au fost făcute solicitări clare, nu. Va rămâne o vizită oficială, demnă de luat, de tras în poză și în video. O vizită despre care vorbesc acum oamenii și prin care președintele Iohannis a câștigat vizibilitate din nou și care îl va ajuta oricum în campanie. Însă, ca să fiu sinceră, nu cred că se va mai întâmpla ceva în acest sens. Cred că aprofundarea parteneriatului strategic se va întâmpla în momentul în care un nou președinte va prelua mandatul și va veni cu o nouă viziune și atunci și partenerul strategic va veni la rândul său cu o nouă abordare. Doamna Brunsils, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Vă dorim mult succes. Mulțumesc mult, mi-a părut bine să mă aflu astăzi aici. Vă mulțumim!